Grupul parlamentar al PNL a anunțat încă de prima dată când s-a comis acel abuz privind votul pe plen, în ziua primei nominalizări a doamnei Gârcu, a anunțat că va trimite o sesizare la Curtea Constituțională. Aceasta a fost deja trimisă. Așteptăm răspunsul curții. Pe ceea ce s-a întâmplat în ședința de comisii reunite de ieri și ședința de plen de astăzi, la fel, vom depune o sesizare la Curtea Constituțională. Probabil că acestea vor fi judecate cu celeritate pentru a detensiona situația și așa tensionată din cadrul televiziunii publice. Probabil că noi considerăm, vom avea câștig de cauză, pentru că vă readuc aminte și în 2012 s-a depus o plângere la Curtea Constituțională pe exact același motiv –